Din ciclul subiectelor de presă de interes nașpa, supernațional, de super interes public, pe care nu o să le vedeți niciodată sau nu o să le vedeți prea des dezbătute, am unul nasol de tot, de tot, de tot, de tot. E foarte proaspătă lovitură. Casele județene de asigurări de sănătate au fost obligate recent, de două zile, trei, în urma unei hotărâri definitive în instanță, atenție, să recupereze sumele importante de bani pe care le-au decontat mai multor rețele de farmacii. Adică au decontat medicamente liberate fără a fi avut în vedere reducerile comerciale de care au beneficiat farmaciile de la distribuitor sau de la producător direct. Acum, discuția asta este foarte complicată într-un fel, dar este de asemenea importantă să o avem, pentru că dacă aceste case de asigurări de sănătate vor merge și ar trebui să meargă să respecte sentința peste farmacii să recupereze banul decontat ilegal, aceste farmacii vor intra în faliment. Deci cel puțin 50% din câte am vorbit cu 2-3 proprietari de lanțuri de farmacii din România, și mi-a spus, bă, e nasol rău de tot. Pentru că aici se întâmplă câteva chestii. Farmaciile, este foarte ciudată decizia, farmaciile prezintă casei de asigurări de sănătate pentru decontare mai multe documente. Borderori prezintă rețete, facturi, dar ele sunt conectate, 99% dintre ele, la un sistem informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, da? Și acest soft este updatat în continuu de către minister, de către departamentele competente, updatat cu liste care conțin medicamentele ce trebuie decontate, care conțin indicații și comenzi, comenzi de software care spun ce preț maximal trebuie să se ofere și cât din medicamentul care trebuie decontat, cât din el se decontează. Practic, farmaciile n-au cum să intervină pe aceste aspecte și atunci totul e o joacă între ce preț ai tu de la producător, ce poți să-ți permiți ca adaos și ce, dacă astea se pupă cu ce impune Ministerul Sănătății la decontare. Chestia asta a fost pornită în 2015 de către ministrul PSD de atunci, Bănicioiu, care a dat o ordonanță de urgență și a spus că farmaciile trebuie să se încadreze și în adaosul maximal, nu numai în prețul maximal. Dragii mei, după știința mea, și am vorbit deja cu câteva, v-am spus, lanțuri de farmacii, când se negociază prețuri cu distribuitori sau cu furnizori, producători de medicamente, prețurile astea se negociază în funcție de volum. E o chestie tehnică, dar trebuie să fiți atenți la ea. Adică o farmacie zice, bă, dacă îți vând de 17 lei, îmi dai 5% adaos sau 3. Nimeni nu decontează per medicament în mod specific, că sunt mii de produse, mii de medicamente, unele compensate, unele nu. Multe dintre acestea au particularitățile lor de vânzare, de exemplu, se fac promoții pentru, uite, la 5 vândute îți mai dau 3. E o întreagă nebunie fiscală și chestia asta cu ilegalitatea decontării medicamentelor eliberate în regim gratuit și compensat și practic prin decizia instanței judecătorești de recuperare a prejudiciilor, va arunca în aer tot ce înseamnă prețul și tot ce înseamnă distribuție pentru români. V-am spus, în mare cred că va arunca în aer tot sistemul de farmacii. Jumate din ele urmând să dea faliment, pentru că dacă realmente statul se apucă să recupereze acești bani, ci că decontați ilegal, păi farmacie n-au de unde să plătească. Ha, bă, cum fai, bă, să unde plătești? Că nu știu ce, că ăștia au bani, că ce dracu fac bani de pe noi? Nu e așa. Realitatea, dacă ați știu, nu poveștile sau părerile voastre, realitatea spune că, și e verificabilă, aceste lanțuri abia câștigă, abia.
câștigă maxim 2%. Atât au adaos. Cu rulaje foarte mari, corect, dar maxim 2%. Pentru că așa este piața, super, super reglementată ca nivel de vânzare, de preț, că a avut grijă statul să le dea un pumn în gură încă de prin 2009. Și producătorilor, și distribuitorilor, și farmaciștilor care sunt detailiști în acest caz, despre cât și mai ales cu cât trebuie să vândă ei. Dacă ar fi să fie așa, două idei ies de aici. La un moment dat va trebui să ne întrebăm, sau să se întrebe statul, dacă s-au decontat aceste șmecherii în mod ilegal, înseamnă că s-a colectat și taxa de clawback ilegal, care e un subiect de discuție foarte interesant, pe care puțin îl înțeleg și îl știu. În 15 mai 2020, de exemplu, a fost plafonată taxa de clawback și a fost diferențiată pe trei categorii de medicamente. Taxa asta, cu, și mai ales clasificarea, fac parte din inovațiile de 2 bani pe care statul român le-a făcut în ultimii ani. Un spațiu de manevră cretin, peste o industrie farmaceutică plină de probleme și așa, este o taxă parafiscală, asta cred eu, pe care statul a introdus-o în 2009 și pe care după aceea a rafinat-o, dacă se poate spune așa, în 2011, într-un context economic foarte nașpa la acel moment, după o criză financiară majoră, când ei căutau soluții ca să acopere costurile din sănătatea publică și presupun o plată trimestială de către toți producătorii de medicamente a unui procent din marginea de profit obținută din comercializarea acestor medicamente compensate și care, a fost foarte contestată și zic că pe bună dreptate, pentru că în timp s-a văzut că a fost o taxă cretină, o taxă care a fost o taxă politică. Efectiv, o taxă politică. Puține își aduc aminte de momentele alea, dar eu mi-aduc aminte, pentru că în acel moment statul avea, guvernul avea datorii uriașe la furnizorii de medicamente. Mă refer la 2008, poate, dar tot aceeași șmecherie după impunerea taxei din 2009. Și la un moment dat, inclusiv femei, de care puțin își mi-aduc aminte că exista, ca să ne salveze din criza din 2008, a impus achitarea acestor arierate care amenințau sistemul de stat. Și atunci, cum să spun, deși în 2010, la un moment dat, statul a alocat aproape 2 miliarde de lei pentru plata producătorilor. În realitate, datorile au scăzut numai cu 600 de milioane, că lucrul ăsta ne arată că ei nu au decontat toate facturile către CNAS. Și toată nebunia asta de cu clawback-ul și cu implementarea formulelor de calcul noi, principii, etc., totul a dus la o situație din asta paranormală și parafiscală. Și atunci, pe care de consecință, dacă tu iei de la producător bani, de ampixul, pe de o parte, și pe de alta, acum pretins că s-au decontat către farmaciști bani de ampixul, se pune întrebarea, bă, cine a fraudat cu adevărat? Instanța zice că CAS-urile, dar CAS-urile se vor duce înspre farmacii, văduvitele adevăratele acestei decizii. Dar nu cumva, tehnic, în cazul ăsta de față, CAS-urile sunt adevăratele vinovate pentru fraudă? Farmaciștii neputând interveni peste sistem? Știau farmaciile că o să comită o fraudă? Vă spun eu că nu știau. Cel mai probabil nu știau și tântălei de la CAS-uri, preocupați să nu răspundă la telefoanele din pandemie la cetățeni. CAS-uri care, de fapt, sunt niște mizerii instituționale care n-au nicio treabă, niciun efect, n-au nimic. N-au utilitate în acest moment, redundante, nereformate, inutile. Care e soluția? Că eu nu-mi dau seama. Cum se poate rezolva chestia asta? O vreme farmaciile mai pot face apel, dar dacă vor pierde farmaciile? Merge statul să recupereze banii de la farmacii. Farmaciile dau faliment, deci jumate din România, poate și mai mult, rămâne fără. Să vă mai zic consecințe? Pe poate află producătorii, ăia din străinătate, producătorii internaționali, poate află de căcatul ăsta, scuzați expresia.
Și poate zic, bă, da, având în vedere că lucrurile se întâmplă așa în România, ia să nu ne mai dăm noi, nici la distribuitori și nici la care avem contracte directe, că mulți poate fac fără distribuție legătura dintre producție și detaliu, adică farmacie. Nu le mai dăm limite de credit la români. Că nu mai avem nicio siguranță că pot plăti. Și atunci, totul se duce naibii. Care-i soluția? Că de data asta, chiar statul a furat de la el. Și suferă privatul. Sau suferă o populație întreagă pentru incompetența statului. Singura soluție pe care o văd e o amnistie. În ce condiții se poate da? Cât de legal ar fi? Nu e problema mea. Eu sunt un simplu cetățean cu un pic de voce ca jurnalist. Dar vă zic, rahatul este că asta este o tensiune nașpa la proprietarii de farmacii, la proprietarii de firme de distribuție, la depozite, la producători, că nimeni nu știe, bă, ce dracu se întâmple. De fapt, de ce să ne mirăm? Ce dracu se întâmple ar trebui să fie sloganul nostru de țară.